Mihai este foarte revoltat după ce a ieșit din emisiune de la Caprici și spune lui Antonio cam așa. Dacă tu te consider o prietenă, e apărarea lui Hatice. Vorbea despre Irina, bineînțeles, și zicea Mihai în continuare, păi tu când dovezi pe asta, pe Maria, adică, că dă în Hatice, tu ce faci? Apoi spunea Mihai că i-a reproșat Irina că s-a dus să o susțină Hatice pe Julia la cameră și Mihai spunea că nu e treaba Irinei pe cine susține Hatice și ce face ea. Apoi spunea Mihai când Hatice face o masă caldă și face pentru toată lumea să mănânce, este bună. Când n-a făcut un gest că nu a susținut-o pe Irina, este rea. Apoi, zicea Mihai, acum se vorbește despre răutățile lui Hatice și ale Giuliei. Ele două sunt considerate rele. Apoi a zis Mihai despre Irina că o să-și facă jocul până la un moment dat, când o să se vadă și lumea o să-și dea seama de ce face Irina. Cam asta este părerea lui Mihai și asta îi spune lui Antoniu.